Oriunde te uiți în Scriptură, de la Geneza și până la Apocalipsa, vei găsi promisiunile lui Dumnezeu. Oriunde te uiți, vei găsi zeci, poate chiar sute de promisiuni pe care El le face. O promisiune nu este nimic altceva decât o declarație din partea lui Dumnezeu, prin care El se angajează să ne ofere, să ne binecuvinteze, sau cum îmi place mie să spun, să ne cadorisească cu ceva. Tot ce face Dumnezeu în Scriptură este să se angajeze că la un moment dat în viața ta va îndeplini o promisiune sau alta. Promisiuni despre ce vrea Dumnezeu să facă pentru noi, promisiuni despre ce vrea să facă Dumnezeu în noi și promisiuni despre ce vrea să facă Dumnezeu prin noi. Totodată mai găsim promisiuni despre planul Său pentru viața noastră, planul nostru de răscumpărare, promisiuni despre viața veșnică. Oriunde te uiți, promisiuni după promisiuni. Și dacă vei sta să citești cu atenție, vei observa imediat un lucru fascinant. Spre deosebire de noi, care din când în când mai scăpăm câte o promisiune neîmplinită, Dumnezeu se ține de fiecare din promisiunile sale. Dumnezeu este credincios. Nu veți găsi niciunde în Scriptură o promisiune neîmplinită. Mai ales dacă ea trebuia să fie împlinită deja. Mai sunt câteva promisiuni care încă își așteaptă împlinirea. Însă, dacă te uiți la șirul interminabil de promisiuni împlinite de către Dumnezeu, nu e așa de greu să crezi că și cele pe care încă nu le-a împlinit, nu o va face, nu le va împlini. Noi ca și oameni, uneori, sau cel puțin eu am problema asta, nu întotdeauna sunt așa de consecvent cu promisiunile, în mod special cu cele pe care mi le fac mie. Poate singurul, dar la fiecare început de an îmi reactualizez acea listă de promisiuni sau rezoluții pe care anul ăsta o să încerc să mă țin de ele, anul ăsta o să fac tot ceea ce am zis. Și mă întorc la listă în iulie sau august și văd că lucrurile nu stau chiar cum mi-am dorit. Anul ăsta, de exemplu, am împlinit 3 din 8. Bine, una dintre ele pe care am notat-o nu prea se pune, că mi-am promis că o să avem un copil, dar Ioana deja era însărcinată. Deci nu se pune, dar pentru statistică am notat-o și pe asta. Însă procentajul lui Dumnezeu e de 100%. Dumnezeu își împlinește fiecare promisiune. M-am auzit o poveste cu ceva timp în urmă și cred că ni se potrivește foarte bine dimineața asta. Un om destul de limitat financiar, probleme destul de serioase, primește la un moment dat, din partea unei rude îndepărtate, prin testament, o moștenire substanțială. Vecinii, prietenii, familia, toți aud de promisiunea, de ceea ce i s-a întâmplat, și după câteva luni observă ceva foarte ciudat. Deși omul nostru avea acum foarte mulți bani, se îmbrăca la fel. Aceleași haine vechi, aceleași haine uzate, demodate chiar, conducea aceeași mașină, obosită de atâția kilometri, cu probleme, oglinda retrovizoare prinsă cu bandă scotch, locuia în același apartament mic, îngrămădit. Și oamenii au început să-și pună întrebarea: ce se întâmplă cu el? Nu știe că a primit bani? A uitat că are acum o bogăție pe care o poate folosi? Nu știe cum să o acceseze? Nu știe să meargă la bancă și să scoată banii? Nu are card? Ce se întâmplă cu omul ăsta? Și pe moment n-am înțeles foarte, foarte bine povestea, nu făcea sens pentru mine. Dar mai apoi m-am gândit la noi, la oamenii care mergem la biserică, la oamenii care credem în Dumnezeu. Nu seamănă și viața noastră de multe ori cu viața acestui om? Deși avem așa de multe promisiuni în Scriptură și Apostolul Petru în 2 Petru 1 cu 4 ne zice că El ne-a dăruit promisiunile Lui prețioase și nespus de mari. Deci avem o bogăție. Avem o bogăție pe care o putem accesa, pe care o putem folosi, și cu toate astea, de foarte multe ori viața noastră spirituală e definită de o sărăcie fantastică. Deși avem toată bogăția de care avem nevoie, e acolo, trebuie numai
să punem mâna pe ea, de multe ori viața noastră spirituală e foarte săracă. Avem din partea lui Dumnezeu promise niște lucruri superbe, deosebite, și ar trebui să ne bucurăm de ele, să le pricepem, să le primim pentru noi. Și cu toate astea, dacă te uita la noi din exterior, am fi exact ca și omul ăsta. Nu știm ce avem, nu știm să le accesăm, nu știm să le primim, am uitat bogățiile pe care Dumnezeu ni le promite prin promisiunile Lui. Înainte să ajung la textul pe care vreau să-l citesc, mai vreau să fac câteva mențiuni legate de promisiuni. În primul rând, așa cum spunea și Teo, promisiunile Lui Dumnezeu nu sunt un cec în alb. Nu au fost și nu vor fi niciodată. Dar vreau să menționez câteva lucruri. În primul rând, promisiunile Lui Dumnezeu sunt de două feluri. Ele pot fi condiționate sau necondiționate. Cele necondiționate sunt mai ușor de explicat, ele nu au nimic de a face cu noi. Indiferent ce vom face noi în viața asta sau indiferent ce vor face cei de după noi, ce au făcut cei de dinaintea noastră, promisiunea rămâne. Și un exemplu, că tot am vorbit de Noe, promisiunea lui Dumnezeu de după potop. Niciodată nu voi mai distruge lumea prin potop. E promisiunea lui Dumnezeu. Indiferent ce se va întâmpla în decursul istoriei, indiferent ce va face rasa umană, ce va face omul, Dumnezeu a promis și promisiunea lui stă în picioare în fiecare zi în care El nu trimite un nou potop. E o promisiune necondiționată. Dumnezeu a făcut-o și se ține de ele. Dar mai sunt și promisiunile condiționate. Dumnezeu face promisiune și se ține de ea, dar tu ca să te bucuri, tu ca să o primești pentru tine, ca să o experimentezi, ca să te bucuri de rodul acelei promisiuni, trebuie să îndeplinești un criteriu sau mai multe. Din nou un exemplu simplu. Promisiunea vieții veșnice e o promisiune din partea lui Dumnezeu pentru toată lumea. Dar vine o condiție, vine un criteriu. Imediat după, trebuie să crezi. E o promisiune pe care Dumnezeu o oferă, o împlinește, dar tu, ca să poți să intri în promisiunea lui Dumnezeu, trebuie să împlinești acel amendament, acel criteriu, și anume să crezi. Și aș mai adăuga încă un lucru aici la promisiunile condiționate. Ele pot fi generale pentru toată lumea și le putem lua pentru noi din Scriptură, dar ele pot fi și specifice. Și acolo trebuie să fim atenți. Pentru că Dumnezeu face promisiuni specifice în Scriptură pentru un anume moment, pentru o anumită persoană, și ele sunt doar pentru atunci și acolo, nu sunt și pentru noi. Și vă dau din nou un exemplu. Iosua 1:3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului tău, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ai o promisiune specifică pentru poporul evreu în campania de cucerire a țării Canaan. Altfel, m-aș fi apucat și aș fi luat la pas tot Clujul. Dar nu mi se aplică și mie. Nu m-ar ajuta cu nimica. E o promisiune specifică. Și celelalte promisiuni sunt promisiuni generale pe care ni le putem atribui, pe care Dumnezeu le-a făcut atunci și le face și acum. Așadar, vreau să citim 8 versete din Deuteronom. 8 versete și vom găsi aici câteva promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut atunci, dar ne le face și nouă astăzi. Deuteronom 31, de la 1 la 8. Moise s-a dus și a spus următoarele cuvinte înaintea întregului Israel. Astăzi eu am 120 de ani și nu voi mai putea să conduc. Iar Domnul mi-a zis, tu nu vei traversa Iordanul. Din nou aici vedem promisiunea lui Dumnezeu urmează să se împlinească. Poporul va intra în țara promisă. Moise însă, din cauza neascultării sale, nu intră în țara promisă. Dumnezeu îl oprește acolo. Promisiunea lui Dumnezeu se împlinește? Dacă tu nu împlinești criteriul, rămâi în afara binecuvântării. El însuși va traversa înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta, iar tu le vei stăpâni. Iosua va traversa înaintea ta așa cum Domnul a vorbit. Domnul va face cu ele așa cum le-a făcut lui Sihon și Og, regii amoriți și țărilor lor pe care le-a nimicit. Domnul vi le va da vouă, iar voi să faceți potrivit cu toate poruncile pe care vi le-am dat. Fiți tari și curajoși. Să nu vă temeți și să nu vă îngroziți din cauza lor, fiindcă Domnul Dumnezeul tău va merge împreună cu tine. El nu te va părăsi și nu te va lăsa.
Moise l-a chemat pe Iosua și a vorbit înaintea ochilor întregului Israel. Fii tare și curajos, pentru că tu vei merge cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și îi vei conduce la moștenirea lor. Și acum vine versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta și va fi cu tine. El nu te va părăsi, nici nu te va uita. Să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți. Avem patru promisiuni în versetul 8, care, deși sunt făcute lui Iosua atunci acolo, ne sunt făcute și nouă. Le putem atribui și pentru noi. Și o să vă dau un indiciu simplu atunci când citiți prin Scriptură. De unde știți dacă o promisiune puteți să o luați sau nu puteți să o luați? E un indiciu simplu și cred că stă în picioare de fiecare dată. Dacă o promisiune e făcută o singură dată unei singure persoane, e foarte probabil că ea să fie una specifică. E doar atunci și acolo. Dar dacă o regăsiți și în alte pasaje, dacă o regăsiți și în viața altor oameni, e o promisiune pe care o puteți lua și pentru voi. Dumnezeu promite lui Iosua că va fi cu el ca și cu Moise, dar același lucru îl promite și lui Isaia, îl promite și lui Daniel, îl promite și ucenicilor. E promisiunea prezenței lui Dumnezeu în viața lor. E o promisiune pe care o putem lua. Așadar, patru promisiuni din versetul 8. În primul rând, Domnul va merge înaintea ta. Asta e o promisiune pe care Dumnezeu ne face. Și datorită omniscienței lui Dumnezeu și a faptului că El nu este legat nici de timp și nici de spațiu, a văzut istoria de la început și până la sfârșit, a văzut viața ta de la început și până la sfârșit, El este singurul care poate să-ți facă promisiunea asta. Că El va merge înaintea ta. Nimeni altcineva nu ar putea să facă o astfel de promisiune. Dar ce înseamnă ea? De ce e așa de valoroasă? Ce e așa de important să știi că Dumnezeu merge înaintea ta? E bine, niciodată în viața asta nu te vei afla într-un loc în care Dumnezeu să nu fi fost înainte. O încercare, o greutate, o durere, nimic pe care Dumnezeu să nu-l fi prevăzut. Și mai mult ca sigur, să îți fi gândit și o cale de ieșire. Niciodată în viața ta, atâta timp cât ești în relație cu Dumnezeu, nu va trebui să mergi într-un loc necunoscut în care Dumnezeu să nu fi fost mai înainte. Și de asta promisiunea asta este așa de importantă. E un sentiment care ar trebui să ne aducă pace că Dumnezeu a fost acolo înainte. Și că noi nu suntem scăpați din mâna Lui. Indiferent de lucru cu care ne confruntăm, El a fost acolo înainte și L-a văzut și L-a gândit. Și odată cu El a pregătit și mijlocul de ieșire. În textul pe care l-am citit mai devreme, promisiunea e făcută lui Iosua și acesta avea în față o mare bătălie. Da, știți contextul, după 40 de ani petrecuți sau pierduți prin pustie, din cauza neascultărilor, Dumnezeu zice, bun, acum îmi îndeplinesc promisiunea, acum intrați în țara promisă, acum e momentul. Dumnezeu urma să-și îndeplinească promisiunea. Moise nu mai e, Iosua acum e la cârma poporului. Ce face? Dumnezeu va merge înaintea lui și Dumnezeu îi va da țara pe care a promis-o copiilor lui Israel. Asta e promisiunea. Dar. Și aici vine un mare dar. Vine acea condiție, acel amendament de care ziceam mai devreme. Și în Iosua 1, de la versetul, capitolul 1, versetele 1 la 3, zice așa. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând, Moise, robul meu, a murit. Acum, deci, ridică-te, traversează Iordanul, tu împreună cu tot poporul acesta, spre țara pe care o dau fiilor lui Israel. Voi da orice teritoriu peste care va călca talpa piciorului vostru, întocmai cum i-am promis lui Moise. Și în versetul 14 zice, însă toți războinicii viteji să traverseze înarmați. Da, e promisiunea lui Dumnezeu și da, El o duce la îndeplinire. Dar există o bătălie de dus. Există ceva ce și tu trebuie să faci. Dumnezeu nu i-a zis lui Iosua, ok, stați pe partea asta al Iordanului, mă duc, rezolv treaba și când e gata, vă anunț și intrați și voi frumos. Nu. E o bătălie de dus. Iosua avea o bătălie de dus, poporul Israel avea o bătălie de dus, avea o armată în față care le era potrivnică. Și în același fel, deși promisiunea lui Dumnezeu este că va merge înaintea noastră, ea vine cu o condiție, cu un prim amendament.
există o bătălie de dus și fiecare dintre noi trebuie să ne facem partea. Lupta lui Iosua era una fizică și ce mi se pare fascinant, extraordinar, este că ceea ce Dumnezeu îi cere, dar acel amendament, ni se potrivește și nouă astăzi, deși lupta noastră nu e una fizică. Ceea ce Dumnezeu i-a cerut lui Iosua, ni se aplică și nouă astăzi, deși lupta este diferită. Pentru noi lupta este una spirituală. Dar citim în Iosua 1, versetele 7 și 8. Fii deci tare și foarte curajos, veghind să împlinești toată legea pe care ți-a poruncit-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Și versetul 8, foarte cunoscut, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei zi și noapte, veghind astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge. Vrei să fii învingător la finalul luptei ce îți stă înainte? Vrei să treci peste încercări, peste lupte, peste durere, peste ispite, peste toate lucrurile astea? Vrei să treci și să fii învingător? Dumnezeu îți promite că merge înaintea ta, Dumnezeu îți promite că îți pregătește toate lucrurile la momentul potrivit. Însă, trebuie să îndeplinești amendamentul, trebuie să îndeplinești condiția. Care e condiția? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prezent în viața ta. Nu te abate de la legile lui nici la stânga, nici la dreapta. Împlinește amendamentul și lasă-l pe Dumnezeu să binecuvinteze viața ta atunci când te afli în fața diferitelor probleme. Împlinește amendamentul. Vrei să nu mai trăiești în sărăcie spirituală? Vrei să te bucuri de victoria asta? Profită de bogățiile pe care Dumnezeu ți le face prin promisiunile Lui. Mă acapară o problemă aici. Problema pe care am detectat-o este că de multe ori, de foarte multe ori, noi ne dorim acea binecuvântare și acea prosperitate în anumite domenii. Nu în toate, ci numai în anumite domenii. Uneori în domeniul financiar sau mai știu eu ce alt domeniu din viața noastră. Însă textul vorbește de mult mai mult de atâta. Da, există și o astfel de prosperitate și mai mult ca sigur Dumnezeu ne dă mai mult decât merităm și ne va da mai mult decât avem nevoie în funcție de ce alegem să facem cu binecuvântarea pe care El ne oferă. Numai ce se întâmplă e că s-ar prea putea ca în inima ta, la un moment dat, să iubești mai mult darul, binecuvântarea, decât pe cel care ți-o oferă. Și în momentul ăla ce se întâmplă în inima ta, în locul în care ar trebui să stea Dumnezeu, pe tronul inimii tale, locul care ar trebui să fie de drept al lui Dumnezeu, încet, încet, darul, ceea ce tu îți dorești, îi ia locul. Și acolo apare o problemă. Luați-vă un moment, fiecare dintre noastre, în liniște, singur, gândiți-vă ce îmi doresc de la Dumnezeu mai mult decât pe Dumnezeu. Care e lucrul ăla care s-ar putea să devină o problemă pentru mine? Care e lucrul ăla pe care îl tot cer și pe Dumnezeu îl las deoparte? Pentru că îmi doresc mai mult. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu merge înaintea noastră. A mers înaintea lui Iosua, a trecut Iordanul înaintea lor și Dumnezeu a pregătit mai dinainte tot ce era nevoie pentru ei. Dumnezeu își ține promisiunea și Dumnezeu i-a ajutat să cucerească țara promisă. În Ioan 14, versetele 1 la 3, Iisus ne spune: să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Hristos merge înaintea noastră. A mers să ne pregătească un loc. Pentru ca la finalul luptei, când vom fi victorioși, să ne poată întâlni. A pregătit locul. Totul e gata. A mers înaintea noastră. Merge înaintea noastră. Asta e prima promisiune.
Niciodată, absolut niciodată, nu vei întâmpina un obstacol în viața ta care să nu fi fost prevăzut de Dumnezeu. Ceea ce mă duce la a doua promisiune. Dumnezeu va fi cu tine. A doua promisiune, la fel de valoroasă, nu doar că Dumnezeu a mers înaintea ta, nu doar că a văzut lucrurile, nu doar că a pregătit lucrurile, nu doar că îți stă înainte, ci El merge împreună cu tine. Nu te lasă singur. Psalmul 46:1 zice că Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Pe tot parcursul vieții lui Iosua, Dumnezeu a fost cu el. Tot ce a promis, a dus la îndeplinire. Și tot ceea ce Iosua face, vine din această strânsă legătură a prezenței lui Dumnezeu în viața lui. Pentru că n-ai cum să petreci timp cu cineva, dar n-ai cum să petreci timp cu cineva fără să se dezvolte un soi de relație. Gândiți-vă la locul de muncă, da? Aveți aceiași oameni în fiecare zi, în fiecare zi. Pe unii agreați, pe unii poate îi apreciați, pe unii iubiți, eu personal îmi iubesc toți colegii de muncă, pe alții s-ar putea să-i dezagreați total. Să nu-i suportați, să nu vreți să-i vedeți în față. Ce vreau să subliniez este că atunci când petreci timp cu cineva, atunci când te vezi în fiecare zi, apare un soi de relație. Indiferent de natura ei, ea apare. N-are cum. Și ce mi se pare extraordinar e că la finalul cărții Iosua, în ultimul capitol, capitolul 24, versetul 31, Scriptura zice că Israel a slujit Domnului cât timp a trăit Iosua și cât au trăit bătrânii de după Iosua, care cunoscuseră toate lucrările pe care le făcuse Domnul, toate promisiunile împlinite pe care Dumnezeu le-a făcut pentru Israel. Tot poporul a fost credincios datorită lui Iosua și celorlalți lideri. Se poate spune asta și despre viața mea? Am eu relația aia vibrantă, reală, autentică cu Hristos, încât să se vadă? Cei din jurul meu pot confirma lucrul ăsta? Este cu tare om la lucru, persoana X, care să zică, măi, am ajuns să-L cunosc pe Hristos, pentru că l-am văzut pe Filip, zi de zi la lucru, făcând ce avea de făcut, și era ceva diferit la el. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Dumnezeu era cu el. Dumnezeu ne promite prezența Lui, însoțirea Lui, călăuzirea Lui în fiecare zi. Scriptura ne spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune în care noi să umblăm. Cu alte cuvinte, știm ce avem de făcut. Le avem în Scriptură. Da? Avem toate faptele bune, toate lucrurile care Dumnezeu se așteaptă ca noi să le facem. Le știm. Trebuie doar să le împlinim. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne îndeamnă de fiecare dată ce să facem, cum să facem, când să facem. Oare se poate spune și despre noi, ca și despre Iosua? Poate cineva să se ridice astăzi în picioare și să spună că datorită ție este în locul ăsta? Un alt motiv pentru care promisiunea e așa de specială este pentru ceea ce poate face Hristos în viața ta atunci când îl primești, atunci când te deschizi binecuvântării prezenței Lui, când împlinești amendamentul, atunci când te încrezi în El, atunci când intri în legământ cu El prin botez. Fiți foarte atenți, Iisus nu poate sta în prezența păcatului. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Și atunci ce se întâmplă? Nu te înlătură și pe tine din cauza păcatului, ci a înlăturat păcatul de dragul tău. Își dorește prezența ta, își dorește relația cu tine, își dorește să fie în fiecare zi. Și ce se întâmplă este că atunci când îl primești, atunci când accepți planul lui, când experimentezi dragostea lui, el vine înăuntru tău și începe să facă puțină curățenie. Începe să dea la o parte toate lucrurile care te țineau legat, toate lucrurile care te țineau departe de El. Acolo unde nu era viață, El dă viață. Acolo unde nu era libertate, El oferă libertate. Și lucrurile merg mai departe. Când Hristos locuiește în tine, automat începe și procesul de sfințire. Automat El începe și îndreaptă și repară și formează lucrurile în imaginea Lui. Asta e promisiunea prezenței Lui în viața fiecăruia dintre noi.
Prezența lui Hristos în viața noastră poate face lucruri spectaculoase. Toate astea, toate lucrurile ce le-am menționat, se găsesc în promisiunea asta, în promisiunea prezenței lui Dumnezeu în viața ta, că El e cu tine. Merge înaintea ta și e cu tine, nu te lasă. De multe ori, sau de cele mai multe ori, în rugăciunile noastre, tindem să cerem să fim feriți de încercări. Nu ne plac încercările, nu ne plac greutățile, nici mie nu-mi plac și nu ne plac, sunt dificile. Însă, ce mi se pare foarte interesant e că de cele mai multe ori, cea mai spectaculoasă creștere, cea mai spectaculoasă transformare se întâmplă fix acolo, fix în mijlocul încercării. Noi vrem să fim scoși de acolo și Dumnezeu zice, nu, lasă-mă să fiu împreună cu tine acolo. Dacă te gândești la prietenii lui Daniel, da? La Anania, Mișael și Azaria, stau în fața unei încercări imposibile. E un cuptor cu foc cu numele ei lor pe el. Știu ce urmează să se întâmple. Și Dumnezeu nu-i scoate din încercarea asta. Întotdeauna textul ăla mi se pare fascinant. Dumnezeu nu-i scoate din încercare. Și textul zice că Dumnezeu îi întâlnește în mijlocul încercării și încep și cântă. Încep și laudă pe Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai cântat în mijlocul încercărilor? Când a fost ultima dată când ai fost așa de sigur de prezența lui Dumnezeu și de faptul că El are un plan încât să cânți în mijlocul încercărilor? Extrem de valoroasă promisiunea. Extrem de valoroasă. Prezența Lui în viața noastră, în fiecare zi, în fiecare zi. Dar ce facem când o dăm în bară? Ce facem când greșim? Și hai să fim sinceri cu noi înșine. Pe parcursul vieții vom cădea de câteva ori. Ce facem atunci? Ce se întâmplă în momentul ăla? E bine, aici intervine promisiunea numărul 3. Dumnezeu nu te va părăsi. Ca un tată, un tată iubitor nu se depărtează de noi, nici Dumnezeu nu se va depărta de tine în momentul în care păcătuiești. Dumnezeu nu-i un gardian care să stea acolo aproape și în momentul în care greșit, gata, îl dau de la inima mea, mă depărtez de el. Dumnezeu nu face lucrurile în felul ăsta. Vedem familii destrămate, vedem soții care pleacă, soți care pleacă, vedem părinți care își părăsesc copilul și inversul e valabil. Dumnezeu e singurul care poate să-ți spună 100% cu certitudine, nu te voi părăsi niciodată. Și lucrul ăsta ar trebui să ne bucure, ar trebui să ne producă liniște, să ne aducă pace, pentru că e un sentiment care te sperie să știi că ai putea să rămâi singur. Să știi că toți te-ar putea părăsi. Știți, poza aia devenise aproape mim. Erau două propoziții, ambele relativ valabile. Una spunea ce zice religia, da? Am greșit, tatăl meu mă va ucide, așa zice religia. Și dedesubt scria Evanghelia, spune am greșit, trebuie să-mi sun tatăl. Nu știu dacă ați văzut imaginea. Mi-a venit în minte când mă gândeam la mesajul ăsta cât de clar exprimă această frază simplă, această imagine care efectiv a devenit meme pe internet. Dar ea comunică un adevăr atât de clar care de multe ori trece peste capul nostru. Dumnezeu nu te va da de la inima Lui, nu te va părăsi la prima greșeală. Dumnezeu așteaptă să te duci la El când ai greșit. Nu te depărta de El cu gândul că o să rezolvi tu lucrurile și după aia te întorci. Nu, nu merge așa. Apelează la Dumnezeu. Noi trebuie să apelăm la Dumnezeu și El abia așteaptă să facem lucrul ăsta. Mă gândeam la o ilustrație pentru punctul ăsta și cred că cel mai potrivit este să folosesc pilda pe care o folosește și Domnul Iisus, pilda oii pierdute. Da? O rătăcit la stânga, o rătăcit puțin la dreapta și s-o depărtat de grup. S-a pierdut. Și ce face cel ce o îngrija? Lasă toate celelalte în siguranță și se duce după ea.
nu o părăsește. Merge după ea, o găsește și o aduce înapoi. Promisiunea asta e extrem de valoroasă. Să știi că niciodată nu vei fi singur, că Dumnezeu va rămâne cu tine, nu te va părăsi niciodată. Dar ce facem când îl căutăm pe Dumnezeu, când ne rugăm, când cerem lucruri și cu disperare stăm și așteptăm un răspuns și ne lovim de un mare nu? Și avem impresia că orice am cere din partea lui Dumnezeu, răspunsul e nu, nu, nu. Ce facem în momentul ăla? Ce facem când simțim că Dumnezeu nu e acolo? Efectiv îl căutăm și nu îl simțim. Ce se întâmplă în momentul ăla? Automat credem că Dumnezeu ne-a părăsit sau avem încredere în continuare în promisiunea Lui? Ne răzvrătim, îi întoarcem spatele, dacă Tu m-ai uitat, nici pe mine nu mă mai interesează de Tine? Care e atitudinea noastră în momentul acela? Și când mă gândesc la o rugăciune care nu primește răspuns în Scriptură, sau care primește răspunsul acesta de nu, automat mă gândesc la Domnul Iisus în grădina Ghețimane. Într-o durere incredibilă, într-o situație cum niciunul n-am experimentat, Domnul Iisus se pune pe genunchi și intensitatea, durerea și tot ce se întâmplă acolo îl fac să transpire sânge și se roagă: Tată, dacă vrei, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se voia Ta și nu cum voiesc eu. Și nu-i niciun răspuns. Nimic nu se schimbă. Domnul Iisus cere ceva, dar totuși ascultă de voia lui Dumnezeu, dar nu primește niciun răspuns. Trece noaptea și Iisus Hristos e crucificat pentru fiecare dintre noi. Și este un moment incredibil în care Hristos strigă în Marcu 11:33: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E momentul în care Fiul lui Dumnezeu nu-L simte aproape pe Tatăl Său. Și dacă vă uitați în Scriptură, este absolut singura dată când Iisus îi se adresează lui Dumnezeu cu atributul de Dumnezeu, nu Tată. E prima și singura dată când nu-i spune Tată, nu-L simțea aproape. Însă totuși astea nu sunt ultimele cuvinte ale lui Hristos. Înainte să-și dea viața, înainte să plătească pentru plata păcatului meu și al tău, Iisus strigă cu glas tare: Tată, în mâinile Tale mi-ncredințez Duhul. De ce? Pentru că Iisus știa că Dumnezeu e acolo. Chiar dacă nu-L simțea, chiar dacă nu-L vedea, știa că e acolo. Lucrul ăsta e valabil și pentru noi. Vor fi momente în care nu-L vom simți pe Dumnezeu. Vor fi momente în care nu-L vom vedea la lucru, în care vom cere lucruri și efectiv, parcă nu se întâmplă nimic. Nu vom înțelege: Doamne, ce faci? Doamne, m-ai părăsit? M-ai lăsat? Ce nu fac bine? Cu ultima suflare, Iisus face o afirmație de credință extraordinară și se adresează lui Dumnezeu ca Tată și ne transmite nouă un mesaj foarte clar. Chiar și atunci când Dumnezeu pare departe, El nu te-a părăsit. Chiar și când nu îl simți pe Dumnezeu, El tot nu te-a părăsit. E acolo. Nu știi niciodată ce face Dumnezeu în tine, pentru tine și prin tine atunci când nu îți răspunde. Ai încredere, împlinește amendamentul, continuă să te încrezi în promisiunile Lui. Continuă să crezi și El nu te va părăsi. El lucrează, ai încredere că se ține de cuvânt. A patra și ultima promisiune pentru astăzi: Dumnezeu nu te va uita. Dumnezeu nu te va uita. În Isaia 49, versetele 15 și 16 spun așa: Dar oare poate o femeie să-și uite copilul pe care l-alăptează? Sau să nu aibă milă de rodul pântecului ei? Și chiar dacă ea ar uita, Eu nu te voi uita. Iată, Te-am încrustat în palmele Mele. O altă promisiune extrem de valoroasă pentru noi: Dumnezeu nu ne uită. Seamănă cu promisiunea numărul 3, dar e puțin diferită.
Dumnezeu nu ne părăsește, ne promite lucrul ăsta. Dar ce se întâmplă când noi îl părăsim pe el? Când noi ne depărtăm de el? Ce se întâmplă când noi plecăm și întoarcem spatele? Ne uită, nu ne uită? E bine, Dumnezeu promite că nu ne uită. Și chiar și după o perioadă în care am întors spatele Tatălui nostru, în care am plecat de acasă, în care am făcut ce am vrut cu viața noastră, în momentul în care ne amintim, ne venim în fire și ne întoarcem spre casă, dacă ne gândim din Scriptură, Tatăl își aștepta Fiul, nu l-a uitat. El a așteptat și când s-a întors, l-a primit cu brațele deschise. Dumnezeu ne promite că nu ne uită. Nu ne părăsește. Dar și chiar dacă noi l-am părăsit, nu ne uită. Și când ne întoarce, când ne venim în fire, ne primește înapoi. Astea sunt cele patru promisiuni pe care Dumnezeu ni le face în dimineața asta. Merg înaintea ta. Sunt mereu cu tine. Nu te voi părăsi și nici nu te voi uita. De aceea, trebuia să vă dați seama că vine și un de aceea. Vine amendamentul, vine criteriu. Vine lucru pe care noi trebuie să-l îndeplinim. Și versetul 8 zicea, să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți. Nu vă fie frică, nu trebuie să ne fie frică. De mai multe ori, dacă citiți cartea Iosua, de mai multe ori Dumnezeu îi tot spune lucrul ăsta. Fii curajos, nu te teme, fii curajos. Eu sunt cu voi, El este cu noi, chiar este. Trebuie să învingem frica. Dacă vrei aceste patru promisiuni pentru tine, pentru viața ta, dacă vrei să le primești și să te bucuri de rodul și de binecuvântarea pe care ele le pot aduce, nu trebuie să mai lași frica să-ți conducă viața. Și ce vreau să zic aici? Nimeni nu se așteaptă ca din momentul ăsta sau din momentul în care te-ai întors la Hristos să nu-ți mai fie frică niciodată. Mergi cu capul înainte, curajos, nimic rău nu se poate întâmpla. Nu. Și ceea ce vrea să zică textul este că niciodată n-ar trebui să fii într-un punct în viața ta în care să fii atât de speriat, atât de panicat, încât să nu mai știi în ce direcție să o apuci, să fii blocat din cauza fricii. Pentru că tu știi că ai promisiunile lui Dumnezeu care te conduc, care te călăuzesc, care te veghează, care te protejează și așa mai departe. A.W. Tozer avea un citat foarte fain. El spune așa, o lume speriată are nevoie de o biserică fără frică. Nu plină de curaj, ci fără frică. Poți să ai curaj și să fii speriat în același timp. O lume speriată are nevoie de o biserică fără frică. Noi care avem toate aceste promisiuni, noi care avem parte de ajutorul lui Dumnezeu, vom lăsa frica să intervină între noi și binecuvântarea ce vine din promisiunile lui? Poporul evreu a petrecut 40 de ani în pustie. Dumnezeu putea să-i ducă imediat după Marea Roșie, putea să meargă imediat în Țara Promisă. Nu era departe. Dar din cauza neascultării, din cauza fricii, nu este drum? Facem drum prin mare. Nu avem mâncare? Plouă din cer. Cu pâine și carne, prepelițe. Nu este apă? Apă din piatră seacă. Câte dovezi mai aveau nevoie ca să nu le fie frică, ca să nu se răzvrătească? Fiecare dintre noi astăzi, așa cum suntem, avem cel puțin o promisiune împlinită din partea lui Dumnezeu în viața noastră. Măcar una. Dacă ne uităm la noi, măcar una. Și atunci, n-ar trebui să lăsăm frica să ne conducă. Pentru că ar trebui să avem încredere că cel ce a făcut promisiunile e mai mare decât orice încercare ce ar putea veni peste noi. Și cel ce a făcut promisiunile e credincios până la capăt. Tot ce a zis va duce la bun sfârșit. Asta e ancora aia pentru suflet pe care o avem, care ar trebui să ne ajute să depășim toate temerile, toate fricile. Asta e provocarea cu care vreau să vă las în dimineața asta. Care e răspunsul tău, personal, în fața acestor patru promisiuni? Vei lăsa frica să te țină departe de binecuvântarea lui Dumnezeu? Sau vei alege să împlinești amendamentul, să rămâi ferm ancorat în Scriptură,
în cuvântul lui Dumnezeu, în relația intimă pe care o poți avea cu El și vei depăși frica, vei depăși temerile și te vei lăsa condus, călăuzit de Dumnezeu. Aș vrea să închei cu o ilustrație. Hai să presupunem că aș putea face lucrul ăsta, dar facem un exercițiu de imaginație. Hai să presupunem că fiecăruia dintre dumneavoastră aș putea, la finalul programului, să vă înmânez un cec. Și pe cec ar scrie suma de 30.000, nu, am scris 50.000 de euro, să fie o sumă consistentă. 50.000 de euro. Să presupunem că aș putea să fac lucrul ăsta. Banii aceia sunt ai voștri în secunda în care aveți cecul în mână, vă uitați la el, vă jucați cu el, vă gândiți ce ați putea face cu el, îl puneți în ramă, poate, faceți poze și le trimiteți pe WhatsApp? Sau devin banii voștri în momentul în care încasați cecul? Așa-s promisiunile lui Dumnezeu. Le avem în Scriptură, ne uităm la ele, citim, uai ce fain, ce-a făcut Dumnezeu, cât de credincios a fost, închidem Biblia și nu încasăm promisiunile. Ești gata să primești promisiunile lui Dumnezeu? Vrei ca El să meargă înaintea ta, să fie mereu cu tine, călăuzindu-te, niciodată să nu te părăsească? Întotdeauna să-și amintească de tine, niciodată să nu te uite? Vrei toate lucrurile astea pentru tine? Împlinește amendamentul, împlinește criteriile, respectă ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta te vei bucura de dragostea Lui, de promisiunile Lui și în felul ăsta vei putea învinge frica. Fiecare dintre noi avem cecul ăsta. Es 10, sute, poate chiar mii de promisiuni în Scriptură. Și fiecare dintre noi le avem notate. Și numele nostru pe cec. Și numele lui Dumnezeu. Ce se întâmplă de aici e responsabilitatea fiecăruia. Vreau, cred, primesc, încasez cecul sau nu, ține de fiecare dintre noi.